S-a dezlănțuit infernul pe pista celui mai mare aeroport din Tokyo. Un avion cu sute de pasageri s-a ciocnit la sol cu un avion mai mic al gărzii de coastă, care urma să livreze ajutoare pentru sinistrați după cutremurul cu magnitudinea de 7,6 de ieri. Aeronava de pasageri a luat foc rapid și a fost distrusă în întregime de flăcări. Dar, miraculos, toți cei 379 de oameni aflați la bord, pasageri și membri ai echipajului, au fost evacuați. Însă, din celălalt avion au murit 5 din cei 6 membri ai echipajului. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Camerele de supraveghere au surprins coliziunea dintre aeronava de pasageri și avionul gărzii de coastă nipone pe pista aeroportului Haneda. Avionul Airbus 350 al companiei Japan Airlines a luat foc imediat și a continuat să ruleze pe pista de aterizare până la oprire. Cineva din avion a filmat prin hubloul apropiat flăcările și fumul din zona unuia dintre motoare, în timp ce incendiul căpăta rapid proporții. Un alt pasager a postat pe rețele de socializare imagini din interiorul cabinei, deja învăluită de fum, și a transmis mesajul: "Am crezut că o să mor." We heard that big bang and I saw that flame that was making a trace. And then we saw the plane that was inflamed. By that time, with the two planes going like that. Dar, în mod miraculos, după cum a comentat un fost pilot, toți cei 379 de pasageri și membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță pe toboganele gonflabile. Unii au fost răniți, dar nimeni grav. One of the passengers was on live television speaking to Japan's national broadcaster NHK. He said that the exits in the back and middle of the plane did not work, so everybody, all 367 passengers, including 8 kids under the age of 2 and 12 crew members, they had to get out through the front exits as flames were quickly engulfing the engines and then the back of the plane before the entire aircraft was burning. Only did these passengers all safely evacuate. It's supposed to be able to get off in 90 seconds or so, the authorities say. După evacuare, focul a cuprins întregul fuselaj al aeronavei Airbus. Cu toate eforturile pompierilor, sprijiniți de 70 de autospeciale de stingere a incendiilor. În schimb, 5 oameni care erau în celălalt avion al gărzii de coastă, cuprins și acesta de flăcări, au pierit. Doar capitanul aeronavei de mici dimensiuni, de tip bombardier Dash 8, a fost evacuat la timp și a scăpat cu viață. Garda de coastă a anunțat că aparatul său era pregătit să zboare spre zonele afectate de cutremurul de ieri, din vestul arhipelagului Nippon. Toate pistele aeroportului Haneda, cel mai mare și aglomerat din Japonia, au fost închise.